Am pornit camera, dar e pe mine, pe voi. Cine face prezentări cu PowerPoint? Deci pe care eu vreau să vă arăt, știți că sunt fan de Inkscape, așa că să vă arăt cum se pot face slideshow-uri cu Inkscape. Pachetul ăla? E un pachet deja la scris pe care se exportă, n-aș da. Este SVG, evident. Este o extensie de Inkscape care se numește SOSI, folosită pentru prezentări. Dar pe site-ul ăsta care ne spune, SOSI este un programel care poate să redea SVG-uri animate. Și este, v-am spus, este o extensie de Inkscape făcută în Python. Deci, instalarea se face pur și simplu aruncând fișierele în directorul respectiv din Inkscape. După care se pornește aplicația și îl găsim în meniu. Pentru a porni prezentarea, primul pas trebuie să inițializăm. Îi dăm aici un install care aruncă în fișierul SVG o bucată de cod JavaScript. Apăsăm pe ăsta și apoi prezentarea. Ne apucăm în ecranul de Inkscape și ne facem desene. Desene care pot să fie orice. Eu am făcut prezentarea recursivă prezentând cum am făcut prezentarea asta. Deci am în fișierul Inkscape, am pus screenshot-uri de aplicații. De câte prezentarea asta? O dată. Și cum te-ai am mai editat și am mai adăugat ecran. Deci punem respectivele obiecte, după care mergem la grada de dreptunghiuri și încercuim cu dreptunghi zona care vrem să fie un cadru al prezentării. Mergem înapoi la meniu și edităm, edităm frame-ul. Care avem o fereastră în care putem să punem niște parametri, durata milisecunde, un nume ca să putem edita și numărul de secvență. Când sunt mai multe, pentru ordine, pentru ordinea redării. Repetăm până când avem toate cadrele. După cum vedeți în cazul meu, am avut destul de multe. Le recunoașteți că le-ați văzut până acum. E momentul să salvăm fișierul. Și am cam terminat. Mergem înapoi la desktop. Așa arată desktop-ul meu. Nu vă faceți griji, normal. Pornim browserul web. În care deschide fișierul SVG salvat din Inkscape. Și avem prezentarea. Care cel mai bine rulează așa cum am făcut eu full screen, 11. Și cu tasta spațiu ca să treacă mai departe. Am văzut că avem și mai mult. Poți să o lași să facă singur? Da, poți să o faci să lași singur și să meargă automat, dar nu sunt atât de bun la prezentări încât să vorbesc pe timpul iar de milisecunde. Întrebări? Uitați că putem să și rotim imaginele, să facem nebunii. Poți să treci imaginea? Da, da. Și poți să treci la un style acela mai multe feluri? Nu. Nu, nu. Deci le-am încadrat pe dreptunghiuri și face tranziția, face patinare de la una la alta. Ce mai putem să facem? Putem, evident, fiind SVG, să facem un mic fișier HTML în care facem un mic iframe în care punem SVG-ul, l-am pus pe net și avem prezentarea interactivă direct pe web. Eu l-am testat mai în Firefox. Firefox 3.5 și Firefox 4. M-am mâncat așa să văd, hai să văd dacă trece de Tiffany, că n-am instalat Chrome sau alte nebunii și mi-a crăpat Tiffany. Da, Firefox 3.5 aici. Am mai mult cu 4 de
pe desktop. În Chrome? În Chrome. N-am Chrome. Și trebuie să și desenez sau nu știu, trebuie și poze... Puteam să... imaginile pe care făceam... Dacă ai introdus screenshot. Puteau să fie orice, puteau să fie de la desene până la... era la sfârșit prezentări niște semne de întrebare, când am zis eu, hai să arăt că se poate și altceva de screenshot. Sau la început, când era valea, sigla cu...